Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ia zis, mă, frate, ce ghinion are pasajul ăsta Unirii. Tot timpul îi se întâmplă diverse... Câte ceva, da, parcă e blestemat. Da. Cred că n-a fost sfințit aici, eu am mari semne de întrebare. Dar chiar așa au fi fost sfințit. Nu, exclus. Uite, un primar, n-avea Băluță. N-avea cum se întâmple toate răutățile astea dacă era sfințit. 12 milioane de euro din banii poporului și nu aveți acest minim simț de prevedere să faceți o sfințire la pasaj înainte să-i dați drum. Uite ce se întâmplă. Vezi, e diavolul. Diavolul este în plafonul suspendat acolo, merge printre becurile atârnate și se întâmplă lucruri. Se blochează mașina la intrare, ieri a luat foc un mini. Sunt imagini, un mini galben. Săraci oameni. Patru persoane la bordaia a luat foc. Cred că aveau și un copil, că parcă au ieșit cu... Da, da, mă, era un Landou. Da. Un Landou. Am văzut. Nu, da. Noi redem că totul a fost bine, adică n-a fost nimeni rănit, tot în regulă, slavă cerului. Dar cum să pui patru persoane într-un mini? Normal că a luat foc, adică da, motorul ăla era completat peste cap și la un moment dat a cedat. Și nu mai era discuții, camere, ce frumos se vede, ai văzut, rezoluție mare, color, totul, lumina, da, da, da. Giorno, luminata giorno. Adevărul că dacă nu refăceau pasajul cu lumini, da, cu tavan fals cu astea, n-aveam imagini ar fi de fost, genul ăsta. Da, incendiu ar fi, ce trist ar fi fost incendiu dacă s-ar fi întâmplat înainte de darea în folosință a unui pasaj. Păi n-am fi văzut nimic, n-am fi comentat nimic, nu s-ar fi discutat nimic, n-am fi putut să-i condamnăm pe aia care au trecut pe lângă incendiu cu mașina repede, repede și nu s-au oprit să dea cu extintorul. Nici măcar n-au semnalizat, ai văzut? Da. Păi ce să mai semnalizezi? Nimeni, nu. Eu am văzut că era... Au trecut câteva mașini. Au apucat să treacă, da? Da, au trecut câteva mașini. Eu am văzut la televizor imagini cu mașina arzând și da, cu mașini oprite la câțiva metri, era în coloană. Tăiat. Nu, au trecut. Și titluri. Românii sunt empatici doar de sărbători. Da, ce să spun? La televiziune, da, știi? Mă, ce să spun exact, știi? Adică dacă erau... Dacă era producătorul ăla acolo, el s-ar fi aruncat, cu pieptul ar fi stins. Da, cu pături. Da, cu pături, ar fi scos păturicile din spate și pac, stingea. De ce, mă, voi n-ați oprit când ați găsit mașini cu probleme pe stradă? Dar nu e, dar stai puțin, că nu e vorba de asta. În primul rând, să te apropii de o mașină în flăcări, trebuie să știi ce faci, clar. Adică trebuie să știi ce faci, că aia poate să explodeze. Da. Dar doi, dacă ieși într-un tunel, ideea că te duci tu cu un extintor să stingi incendiul la o mașină, da? O mașină care e în flăcări, are un... Măcar încerci. Măcar încerci? Dacă da, ești în tunel, primul lucru pe care îl faci este să ieși din tunel. Știi că primul principiu al salvatorului este să nu se pună în pericol pe el însuși. Corect. Abar n-ai ce faci, nu te pricepi. Nu știu unde să dai cu extintorul. Eu am extintor în mașină, dar pe cuvânt că dacă mi se întâmpla, mă așa, jur. Run, adică dacă forest. Run forest, tăticule. Deci ideea e, ieși din tunelul ăla în care arde ceva, cât poți de repede. Lasă-o mai bine de mașină, asta e asigurată. Pleacă de acolo, arde, nu știi ce se întâmplă, explodează, drag. Tu știi să-l folosești? Extintorul? Așa, așa, așa. Adică ai folosit vreodată? Nu. N-am să folosit. Vezi tu, dacă nu, ascultați-mă pe mine. Să nu e complicat. Eu am extintoare, am și în mașină, scuze, am și în casă, casă de lemn. Adică am. Da, tu ar trebui să ai și un mic antrenament. Da. Și simplu are o piedică acolo la giț și un mâner. Tragi de el și ar trebui să țâșnească. Eu mărturisesc că am extintorul vechi odată cu mașina, adică are 12 ani. Nu cred că, cred că e pietrificat. Poți să dai în el. Poți să dai cu el în flăcări. Ăsta-i denunț în direct. Da. Poți să dai cu el. Acum că am trăit chestia asta, o să mă duc să-l schimb. Da, absolut. Da, vă dau scris, fiți atenți, dacă nu o să iei reportajele televiziuni, cât se mai vând extintoare, de da, când au oamenii, poliția o să facă sigur filtre de alea să verifice de trusa medicală, la fel, nu știu ce are în ea. Chiar sunt curios. Serios, adică e sigilată. Dar vezi, asta e, că e obligatoriu să ai extintor solidă și... acum. Da. Da. Dar vezi că până la urmă, Rivanol până gel. Nu se întâmplă... Rivanol gel. Iar asta să oprești, să ajuți, în România trebuie să ai mare curaj, că în primul rând să-ți iei bătaie. Da, deci de la premiza asta pleci, să dea unul jos, să dea la bătaie din mașină. S-au oprit niște oameni până la urmă și au ajutat pe cei din mașină. Dar oamenii s-au evacuat imediat. Adică au lăsat mașina și i-au procedat foarte corect. Foarte corect. Au luat totul papa la revedere. În astfel e că nici n-ai cum să dai în marșarier, știi? Se oprește totul și atunci se oprește tot traficul, nu poți decât pleacă din pasaj. Când arde ceva într-un tunel, mă, nu sta în tunel. A, cei serios din spate n-aveau. Oricum ar fi venit mașini, pentru că era o oră de trafic, da, era aproape ora 10. Și ar fi venit mașini una după alta, deci nu s-ar fi oprit acolo. Blocat. Și apropo de asta, cu blocajul, aseară a trebuit să mă duc în oraș. M-am întâlnit cu Striblea pe undeva. Băi, era totalmente blocat orașul.
știi? Din cauza faptului că pasajul Unirii a rămas închis, între Piața Romană și Piața Universității, Waze arăta că se făcea o oră. Sunt mai puțin de 3 km, cred că sunt 2 km și un pic. Cred că și eu când eram cu cârjele, făceam mai puțin. Da, am abandonat, evident că am abandonat mașina undeva, am luat-o pe jos, am ajuns mult mai repede. Dar asta ți arată că orașul trăiește la limită, adică Bucureștiul este în marginea, este aproape inutilizabil. Și printr-un soi de miracol al teoriei marilor mulțimi aplicate, oamenii se învață așa cumva să îl folosească la limit. Adică se circulă cât de cât, că oamenii în timp au învățat cam care este intervalul de minutaj în care pot să meargă. Dar dacă se strică un singur element de infrastructură, pasajul Unirii, da? Uh-huh. Ai putea spune, păi luați-o pe sus, nu? Că sunt drumuri și pe sus. Nu, totul a fost blocat, blocat. Deci, eu nu știu cum, care este viitorul acestui oraș, însă, vă spun, e la limită total. Și mă mir că primăria nu face... Mă așteptam la domnul Nicușor, care vorba asta. L-am băi, așteptat ca pe Iisus Hristos. Ocupă, băi, el cu asta se ocupă primărie, el infrastructură locală, nu știu... Pun nimic, hai măcar niște piste de bicicletă, că nu sta așa greu de făcut. Avea planurile alea făcute de ani de zile, că dânsul practic a dedicat viața orașului, știi? Și mă așteptam să vină să facă ceva total nepopular. Da. Și să dreagă lucrurile, cumva, nu știu cum, că nu mă pricep, că dânsul a studiat, știi? Ceva, nu știu, să scoată toate mașinile de pe stradă, să dea amenzi, să împiedice matricularea de noi mașini. Bă, ceva total nepopular, să fie să-l înjur. Dar se poate merge, cu da. Cu sufletul împăcat că măcar se merge bine. Nu, tată. Da, ce mai? Iar am vorbit prea mult? Ca nu. N-are. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.